Vedeți. Amor nebun între un soț și sora soției, adică nimeni alta decât cumnata, firește. O femeie de 31 de ani s-a simțit trădată la propriu de oamenii în care avea cea mai mare încredere. Tatăl copiilor ei și sora sa. Și nu e tot, se pare că povestea lor de dragoste nu ar fi de o zi sau două, ci de câțiva ani, spune mama. Ani în care soțul trădător și sora au făcut și un copil împreună. Povestea chiar acum. Simțiți trădată? Da, mamă. Trădată de nimeni alta decât sora sa. Femeia în care mama Daniela a avut cea mai mare încredere. A ajuns chiar în patul soțului Danielei, fără pic de remușcare. Iar asta nu e tot. Am înțeles că are o relație de mult timp, spunând că una din fetițele ei ar fi al lui. Adică al fostului dumneavoastră soț. Da. Al fostului meu soț. Fetița câți anișori are? Nu știu exact, 7 sau 8. Asta ar însemna că soțul dumneavoastră v-a înșelat pe timpul căsniciei cu dumneavoastră? Da, cu sora mea. Și acum s-au și luat. Da, locuiesc împreună. Stau împreună sub același acoperiș. Asta chiar dacă și sora Danielei, Elena, ar fi căsătorită și ar avea chiar 6 copii. Și culmea e că unul dintre copiii Elenei ar fi făcut chiar cu Marin, bărbatul care parcă jonglează mai ceva ca la circ, de această dată cu cele 2 surori. Și bărbatul nu se oprește aici. Sora dumneavoastră a fost căsătorită, are copii? Da, ea a fost căsătorită de mai multe ori. Da, are 6 copii, dintre care 2 sunt la stat. Una o crește mama mea, o fetiță, și 3... Ea locuia acolo, locuind cu fostul meu soț. Băiatul meu cel mare a fost gornit de acasă, i-ar fi comentat surorii mele și nu i-a convenit. L-a trimis la mama aia lui, la bunica paternă. El spune prin sat că a vrut să-mi facă mie necaz. Și ea cam făcut, căci mama Daniela nu mai are liniște de când a plecat din casa lui Marin, bărbatul care dădea în ea mai ce facă într-un sac de box. Acuză femeia. De ce v-ați despărțit de domnul Marin? Din cauza bătăilor. Sora dumneavoastră știa că dumneavoastră ați luat bătaie de la domnul Marin? Da. Da, știa. Știa și de neajunsurile mele, știa și de... Știa de tot, era sora mea. Și chiar și așa, să n-a fost un lucru care să-i pună piedică să aibă o relație cu fostul dumneavoastră soț? Pentru ea se pare că nu. Pentru ea se pare că nu. Dacă era sau dacă avea... Dacă era conștientă de lucrul ăsta, probabil că nu se mergea atât de departe. Nu m-am gândit nicio clipă că ea poate să facă așa ceva. Dar parcă și mai tare decât trădarea surorii, pe mama Daniela, o doare faptul că are interzis să-și vadă copiii. Copiii pe care ea i-a adus pe această lume. Dumneavoastră, de cât timp nu v-ați mai văzut copiii? După 19 noiembrie. Faptul că nu am copii lângă mine mă doare enorm de mult, atât că ea m-a trădat. Nu pot gândi. Chiar nu mă pot gândi la asta. Se gândește, în schimb, că nu mai are cine să-i spună mama, nu mai are cine să-i șteargă lacrimile de pe obraj și nu mai are pentru cine să trăiască. Cât de mult vă iubiți copiii? Enorm de mult. Foarte mult. Cum e viața fără ei? Nimic. Pur și simplu nimic. Mai aveți pentru cine să luptați? Nu. Sincer, am spus de multe ori că dacă nu reușesc să-i am lângă mine, mai bine nu mai sunt. Nu-mi doresc să mai fiu, că nu am pentru ce. Fără ei nu am nimic și nu... Sincer, nu am nimic. Nu am pentru ce munci. Mă duc la muncă doar cu gândul că când vai va lăsa să vină la mine și să pot să stau cu ei, să le dau și să fie bine. De cât timp nu vi s-a mai spus mamă? De când am plecat de lângă ei. Iar amenințările omului cu care a trăit mai bine de 15 ani nu-i mai dau pace. Gândul că ar putea fi omorâtă dacă va îndrăzni să-și vadă copiii, o seacă parcă de puteri. Dacă mă prinde, mă omoară. Rămas fără ei, nu rămas fără nimic. Sunt amenințată că dacă mă prinde, mă omoară. Nu am avut cum. El nu respectă nici. Am o hotărâre judecătorească, nu o respectă. Dar speră că Dumnezeu va face o minune. Iar ei... Îi se va spune din nou, mamă. Dumnezeu e mare și atât.